Sărbătorile și dacă aveți copii, puteți duce la ferma animalelor din Pantelimon, lângă București. Cel care a înființat acest proiect unic în România este de fapt un fermier care produce lapte, brânză și iaurt de la văcuțele pe care le crește în fermă. Să facem cunoștință așadar cu doctorul Petcu. Bine ați venit la ferma animalelor! Știați că până îi place să se joace în zăpadă? Știați că oaia produce carne? Știați că la mai puțin de 15 km de centrul capitalei, viața la țară își dezvăluie misterele pentru micii exploratori? Pe o suprafață de peste 40.000 de metri pătrați, copiii pot vedea și hrăni găinile care ne dau ouă, capre, rațe și multe alte animale, unele chiar exotice. Nu mai e nimic, îmi pare rău. Suntem în ferma doctorului Petcu. Bun găsit, domnule Petcu. Cum v-a venit întâi de toate ideea aceasta a fermei animalelor? Mi se pare genială. Salut, mâna, bine ați venit la noi. Am plecat de la faptul că veneau școlile în vizită și le arătam afară cum se mulge o vacă și rămâneau văzând 30 de litri de lapte în găleată și de unde provine laptele, erau fascinați. Și ne-am dezvoltat cu locuri de joacă, cu animăluțe de tot felul, cu ponei care în vremurile bune erau călăriți. Deci copiii vin. Majoritatea copiilor când pleacă se despart foarte greu și plâng, cerând părinților să-i mai lase. Este impresionant să vezi familii venind cu două sacoșe, una cu varză, una cu morcovi. De-abia le duc ca să copiii să hrănească animalele, să se bucure. Aici o lebădă care se spală. O mini-grădină zoologică aveți aici. O mini-grădină zoologică, aveți multe. Aici avem păunul. Mama păuniță, tatăl păun, copilul pui de păun. Copiii citesc, învață? Citesc, nu? Păunii au 11 feluri de strigăte. Ajungem la emu în momentul ăsta, care este spectaculos și el. Da. De unde l-ați achiziționat? Care-i povestea? Păi l-am cumpărat de mult, de aici din țară. De aici din țară. Era micuț, bănuiesc, nu? Pui? Da. Când l-ați cumpărat? Seamănă un pic cu struțul. Da. Seamănă. Seamănă, da. Mama emu, tata emu și copilul pui de emu, cum scrie și aici. Un ou de emu este echivalent a 10-12 ouă de găină, așa este și la struț de altfel. Și poate atinge o viteză de 50 de km pe oră. Ce zic copiii de struț? Sunt foarte impresionați. Că e o noutate pentru noi ca români să vedem animal atât de mare care atinge viteza mașinii. Câțiva ani, un fost hambar de grâne a fost transformat în restaurant, magazin și spațiu pentru evenimente. Avem planșe cu toate speciile și cu explicația, denumirea fiecarei rase, care sunt cu zecile la toate, în toate domeniile. Avem și oi, avem și câini, avem și capre, și cai, și vaci, și găini, de toate. Și avem și papagali. Avem și papagali. Chiar și vorbitori. Da? Zic bună ziua unii din ei. Porțe de copac mănâncă? Da, avem copaci curuți. Aha. Ca să... Foarte frumos. Vezi. Și acolo mai avem un acvariu. La plecare, fiecare vizitator poate lua acasă produse lactate proaspete. Toate provin de la sutele de văcuțe crescute în ferma de lapte cu tradiție, aflată la doar câțiva pași distanță. În 1974 au fost aduse 500 de junici gestante din Danemarca. Holstein, nu? Holstein, pe care le-am selecționat permanent. Ferma a devenit atunci fermă de elită. 4 ani la rând a fost prima pe țară și s-a dezvoltat extraordinar de bine. În sensul că am vândut foarte multe junii gestante, am vândut tăurași foarte mulți. Asta înainte de Revoluție, când creșterea vacilor era la locul cel mai înalt. Cum pete a venit aici lângă noi? Am un efectiv de vaci extraordinar de bun, în sensul că vacile mele sunt rezistente, productive,
Care e media de lactație pe zi? Cam 14.000 de litri pe an. Deci pe zi ar veni cam 20-30 de litri? Da. 30 de litri de lapte pe litri. Zi? Am putea poate să avem și mai mult, dar nu forțăm în sensul de a le hrăni artificial și nu exagerăm. Unde duceți laptele ăsta? Laptele prelucrăm o parte, o parte îl dăm unor societăți și o parte îl prelucrăm în brânză, smântână, iaurt, sana, chefir. Lapte ca atare vindem în centre din București și o parte îl dăm la o fabrică mare. Vindeți și printr-un automat de lapte? Avem două automate de lapte și unul aici trei, prin care vindem și lumea este foarte încântată și foarte mulțumită. E pentru lapte că crud. Lapte crud și lapte pasteurizat avem și noi nu exagerăm cu hrana super intensivă a animalelor ca să avem producții record. Nu adăugăm tot felul de noi descoperiri ale științei. Le folosim natural, cu fân, concentrate, naturale. Nu adăugăm tot felul de porcării. Supranumit și sângele alb, laptele este un aliment complet care conține 20 de aminoacizi, acizi grași, dar și zeci de vitamine și minerale. În plus, în industria minieră, de exemplu, laptele este folosit și pentru eliminarea metalelor grele din organism. Ce le dați să mănânce? Fân, borcot, amestecat cu concentrate și cu siloz, rație completă, cresc foarte bine, nu avem ăsta, cred că e punctul cel mai interesant, nu avem niciun fel de animal care să se îmbolnăvească. Cum vedeți viitorul zootehniei în România? Viitorul agriculturii în general în România este foarte sumbru. La vaci, v-am spus, din 7 mai e 1 milion de vaci și mergând pe această idee că poluiază. Cu laptele produs în fermă în cei 55 de ani de muncă, doctorul Petcu a asigurat o porție consistentă a hranei zilnice pentru zeci de mii de români.